Bună dimineața. Cine a poftit la la kebab, la shawarma? Vreau să știu. La coadă, vă rog. Tony, eu nu știu cât câștigă ăștia la direcția 5. Cert este că unii au bani de Austria și-a rupt piciorul toamna, când noi ceilalți n-avem bani să mergem la schi. O să vii așa pe scenă? Am schiat pe bordură. Am înțeles. E din București? Păi da. Tot mai periculos e orașul ăsta, bă, băiatule, ceva. Nu, vreau să spun, secretul este că noi am făcut niște probe pentru concertul de pe 30. Da. Și eu aveam un rol acolo, trebuia să fac niște tumbe. Și exersând s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Termină că te ia Cornel Păsat cu el. Cristi, bună dimineața. Bună dimineața. Ești pe shawarma, știu că porți foarte multe fotografii tichiuță de aia, de turc. Da. Am în spate. Da, am, nu știu cum se numește. Nu știu nici eu, dar azi e ziua Turciei, poți să zici la mulți ani. La mulți ani, Turcia. Ești bine? Ești pregătit de concert? Da, foarte bine. Te-ai încărcat? În cea mai bună formă, da. Foarte bine. Ai un exercițiu special? Nu faci nimic o săptămână înainte de concert? Concertul la sala Palatului e o treabă importantă. Încerc să tac cât mai mult. Să taci? Da. Păi să nu te deranjăm. Marian, bună dimineața. Bună și vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Am o întrebare tehnică, aș vrea să par ca Răzvan deștept, dar nu reușesc niciodată. Ne-a zis nouă când ne-a mutat de la radio la televiziune cineva care scupă de muzică. Zice, bă, piesa asta e ca un imn. Am vrut să o facem pozitivă, deci am pornit din major sau minor, aici nu mai știu. Par deștept acum? Păi da, da, e important dacă tonalitatea e majoră sau minoră. Că major e triumfal și minor e emoțional. Uite că mi-aduc aminte, au trecut 8 ani de atunci. Au trecut. Asta e o piesă pozitivă. Asta e o piesă dinamică, pozitivă, foarte aproape de ce suntem noi în 2013. Da, deschiși, wow, așa. Deschiși și... mai suntem dinamici, energici, activi. Tony a făcut sport mult, este în formă, Nicușor e în formă, Cristi va merge și el la sport, dar Nicușor nu anul ăsta, ci de la anul. Nicușor s-a pus primul. Marius e notător. Da. Să-l salutăm și pe Marius. Mâine seară concert? Mâine seară lansăm discul nostru cel nou, Zâmbetul face minuni, la sala Palatului, aici în București, după care vom fi vineri la Iași și sâmbătă la Constanța și gata, de începând de astăzi, lansăm discul în toată România. Asta e o piesă super fericită. Asta e o piesă super fericită, care place oamenilor. Lumea foarte obișnuită, mult. Ca voi, mai ales toamna, iarna, să scoateți piese pe suflet. Găsim pe album? Da. Piesele de femei, cum se zice. Sunt cântece foarte, cu foarte multă emoție pe acest album și, într-adevăr, e specialitatea casei. Am înțeles. Să aibă și corporatistele să asculte mașini. Să aibă... Haibă, da. Pleacă, așa pleacă la 8, hello, și vin înapoi pe o piesă în minor. Glumesc, mâine seară, direcția 5, albumul de găsit în scurt timp în magazine și la tarabă, nu mai dați jos de pe net piratat. Băieții de văzut pe scenă, musă și neapărat. Luăm pauză, astăzi este ziua Turciei, pretutindeni ne așezăm la coadă la shawarma, eu trec la felul 2 imediat. Ne vedem.